Hei, hey, salut copii! Astăzi vă și astăzi o să vă arăt cum i-am pus machiajele. Pentru că eu, știți că le avem în acel portfard roz, cred că cu mov și cu albastru, cred, mai știu, care o să-l folosesc de un color mai când merg undeva și îmi trebuiesc și mi trebuie machiajele. Așa. Iar acum mi am pus într-un sertar frumos și vreau să vă arăt cum mi le-am făcut. Acum filmez cu telefonul pentru că azi am mai făcut un clip cu camera și camera am stres o am pus și tripiedul și nu. Și am zis de că să mai desac tripiedul, de să mai pun camera, să nu te, să nu știu ce. Filmez direct cu telefonul pentru că mi-am făcut o chestie aia cu socarea. Deci în 3, 2, 1 vom fi în cameră. Bun. Aici. Bun, deci, haideți să vi le arăt. Bun, când deschidem, vedem aici cele două rujuri, mov și roz. Bun, dacă lăsăm gol, aici vedem acea, acel portfard, mini portfard pentru pensule, care mi-l țin acolo. Aici vedem fondul de ten închis, mat, iar fondul de ten deschis. Dacă luăm fondul de ten, vedem un creion de buze care se sortează cu acela. Bun, punem înapoi ăsta. Bun, mai încolo vedem un rujmat cu care m-am dat într-un clip care l-am postat mai înainte. Aici vorbeam de acest ruj, vorbeam. Că se potrivește cu acel. Uh, hai să colisează de da, nu, normal că nu vreau În fine. Așa, aici avem uh, încă un ruj tot mat normal, iar aici avem pensula mea. Am realizat că n-am pus rujurile în ordine. Revin după ce le aranjez. Gata, iar aici avem pensula mea. Mai jos avem ascuzitoarea cu care mi-a scut creionul, blașul meu, încă un ruj, cel mijlociu de la ăla, de la cele mici, cel mai mic, avem aici gemelul, încă un ruj, prima paletă de la de ochi, prima mea paletă de la Miss Sporty. Hai, intră aici. Așa. Uh, cel de ce le-am pus cu capul în jos? Asta este de la Messi. Mace. Mace. Nu știu de ce am zis Messi. Așa, avem aici un gel de unghii, beauty blender-ul pe care v-am zis că o să-l schimb, dar vreau să-l păstrez pentru că am fost un cadou de la cineva de ziua mea, așa că îl voi păstra și pe ăsta. Pentru că nu vreau să-l arunc, pentru că, na, totuși l-am primit de la cineva. Și înseamnă ceva. Așa. Stați că mi s-a desfăcut blașul. Deschis de fapt nu desfăcut. Așa. Aici avem portfardul. Aici unde avem cele două. Unde avem paleta aia care mi s a spart. Care avea și o pensuliță. A, pentru că încă n-am să o pun în uh, portfardul de pensule. Adică el. Așa, aici avem ochelarii cu care vom face clipuri. Sketch-uri mai exact. Rafaelo. Uh, de asta îmi scapă. Și animatera templul de pământ ei. Aș. Și ce să vă mai arăt? Da, deci cam astea au fost. O să fac clip când o să... Întorc asta ca să nu se vadă foarte tare unde este rupt. O să fac clip când o să-mi iau aici să-mi pun... Uh, când o să-mi iau uh, celălalt beauty blender. A, ah, nu, trebuie să-mi iau un beauty blender pentru... Asta-l folosesc ca să-l folosesc, ca să vadă persoana care dacă încă îl folosesc chiar dacă este rupt. O să-l folosesc la întinsul, cum se numește, la care face conturul și aici o un beauty blender care o să -mi, ia, cu care o să-mi fac cu care o să-mi fac fondul de ten. Mie îmi place chiar foarte, foarte mult cum, îmi sunt. Astea le-am pus lângă la altă, altă, pentru că... Da. Da. Deci, cam ăsta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un... De un like, un share și un subscribe. Nu uitați să intrați în descriere să vedeți contul de Facebook, unde sunt... Uh unde sunt um, experimentele mamei și înainte să vorbiți cu părinții. Pa!